Seara, bună seara tuturor. O să vă spun câteva cuvinte fundamentale. Sau, mă rog. Evenimentul la care participăm în seara asta face parte dintr-o serie mai largă de acțiuni de naturi și niveluri diferite, care își propun toate să ofere publicului român o viziune mai amplă asupra doctrinei și căii pe care Buddha o oferă lumii. Aceste inițiative de care am pomenit cuprind publicare de cărți, conferințe publice, cum este cea din această seară, apoi predări un nivel de profunzime mai pronunțat și, în sfârșit, practici care se realizează în cadrul unor retreat-uri specifice. Acum, ca editor, mi-aș permite doar să vă rețin atenția câteva lucruri legate de cartea și, în special, de cartea care se referă la budism în general și la budism tibetan în special. Editura Herald, pe care o prezint în seara asta aici, și-a propus, prin programul său, să ofere acces nemijlocit cititorului la textele fundamentale ale marilor tradiții spirituale. E vorba, pe de o parte, de cărți fundamentale, de cărțile revelate, cărțile aurorale ale acestor tradiții, precum și de cărți care au un conținut filozofic, moral, sau cărți de istoria gândirii, de istoria culturii, comentarii, exegeze și așa mai departe. Principiul care a stat la baza constituirii acestor colecții a fost de a lăsa fiecare tradiție să se exprime liber, să folosească acele mijloace și proceduri care îi sunt specifice, dincolo însă de orice spirit polemic și de orice abordare de tip europocentrist, pe care, din păcate, avem obiceiul să o proiectăm asupra unor produse care vin din alte spații culturale decât al nostru. Ei bine, pentru că seara asta vorbim despre budism, aș vrea să vă spun că în cadrul editurii au fost publicate cam 30 de titluri din diferite domenii, iar dintre acestea, cele care au fost realizate în colaborare cu Centrul de Înalte Studii Tibetane din Elveția s-au constituit în jurul unei a șase colecții Himalaya. Acolo a fost publicată pentru prima dată cartea care se numește Comorile Dharmei, a venerabilul Geshe Rinpoche, cel care a fost tutorele actualului Dalai Lama, și care, Dalai Lama, care l-a invitat să vină în Europa și să înființeze un centru de studii, și nu numai de studii, ci de practică, completă, pură, cu alte cuvinte, de practică validă. Geshe Rinpoche a venit în Europa, în Elveția, a întemeiat acest institut, de învățăturile căruia au beneficiat foarte mulți europeni, și după moartea acestuia, conducerea centrului a fost preluată de venerabilul Gonsari Rinpoche, pe care l-avem invitat aici în această seară, și ale cărui cărți figurează la loc de cinste în această colecție. E vorba de două cărți, Budismul și Viața și Esența Doctrinei Budiste. Esența Doctrinei Budiste. Aș mai face precizarea că în această colecție apar o serie întreagă de cărți aparținând actualului Dalai Lama, lui Tenzin Gyatso, precum și altor mari maestri tibetani din perioada Evului Mediu, din perioada ulterioară, precum și maestrii contemporani. Tema conferinței din seara aceasta se numește Compasiune, temelia unei autentice fericiri. Aș face precizarea că în budism în general, dar mai ales în budismul Mahayana, înțelepciunea și compasiunea sunt virtuțile ultime, virtuțile cele mai înalte. Ca să le traducem într-un limbaj cumva mai familiar nouă, aș spune că acestea sunt
dragostea și, sau, și cunoașterea sau, sau mă rog, știința. Pentru cei care sunt mai familiarizați cu textele creștine, cele pauline, care le vizitează mai des, vă recunoaște în aceste virtuți cele pe care Apostolul Pavel le exaltă în Epistola către Corinteni. E bine, exact aceleași virtuți sunt exaltate într-un tratat pe care noi l-am scos cu două zile în urmă, Epistola către un prieten, a lui Nagarjuna, personalitatea cea mai de seamă de după Buddha Sakyamuni. Aceste două virtuți sunt înlănțuite, sunt întrețesute, se stimulează una pe alta și ele sunt într-atât de legate încât apar ca cele două laturi a unei, aversul și reversul unei monede, ale unei monede pe care cred că fiecare căutător angajat pe o cale ar trebui să o, să o ia cu sine. Sunt atât de întrețesute încât se vorbește despre compasiunea înțelegătoare sau despre înțelepciunea iubitoare. Sunt convins că Venerabilul Bunsari Boce ne va ilumina în această privință, ne va oferi o viziune mai profundă. Doar două minute, permiteți-mi să mulțumesc unor oameni. Lui Alin Tocaciu, lui Mircea, pentru a fi, faptul de a fi tradus cele mai multe cărți din colecția Himalaya, colegilor mei de la editură care au fost, au făcut posibilă apariția acestor cărți și, evident, prietenilor noștri de la Seeds for Happiness și Compassionate Wisdom, cu care avem o colaborare excelentă. Evident, nu în ultimul rând, îi mulțumesc și îi sunt recunoscător venerabilului Gonsar Rinpoche pentru faptul că, iată, vizitează pentru a patra oară țara noastră și ne oferă, așa cum îi place de fiecare dată să spună, o picătură din oceanul de înțelepciune a budismului. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru faptul că sunteți prezenți aici în timpul atât de mare. Înainte de a vă lăsa în compania venerabilului maestru, vă cer permisiunea să mulțumesc la rândul meu domnului Mihai Poparadu pentru bunăvoința, răbdarea și expertiza cu care a acceptat de atâtea ori să fie translatorul unor astfel de dialoguri spirituale. Și vă las în compania maestrului. Maestre, vă ascultăm cu tot interesul. Mulțumesc.